Eliminarea lui Zanidache din competiția Survivor al Stars 2024 a fost un moment care a luat pe toată lumea prin surprindere, iar reacțiile membrilor tribului Los Bandidos nu au întârziat să apară. În urma plecării sale, discuțiile aprinse au abundat, iar doi dintre cei mai vocali în această privință au fost Andrei Ciobanu și Sorin Pușcașu. Andrei Ciobanu, unul dintre cei care și-au exprimat punctul de vedere cu fermitate, a subliniat că eliminarea lui Zani a reprezentat o formă de dreptate în cadrul competiției. Cu o sinceritate brutală, Ciobanu a comentat că Zani avea o convingere greșită că poate manipula pe toată lumea, iar această atitudine a contribuit la propria sa cădere în competiție. În viață cum îți așterni, așa dormi. Zan tot ce a făcut, a făcut cu mâna lui, tot ce face el, cred eu, că pleacă dintr-o strategie gândită, dar și dintr-o disperare de a fi printre ultimii, cred că asta l-a împins să facă un gest necugetat. El cumva crede că poate manipula pe toată lumea, a afirmat Ciobanu, evidențiind astfel importanța unei abordări echilibrate și a respectului față de ceilalți concurenți în cadrul unei competiții atât de complexe precum Survivor. Pe de altă parte, Sorin Pușcașu a adăugat că strategia adoptată de Zani a jucat un rol semnificativ în eliminarea sa din competiție. Pușcașu a făcut referire la propriile sale decizii strategice. Subliniind că acestea au fost, într-un fel, o replică la modul de acțiune al echipei lui Zan, mutarea mea cu colanul și mutarea echipei este fix replică la strategia lor, a explicat Pușcașu, evidențind astfel faptul că strategiile adoptate în cadrul competiției au avut un impact direct asupra evoluției fiecărui concurent și asupra dinamicii tribului în ansamblu. În contextul competiției Survivor, unde fiecare mișcare și fiecare decizie pot face diferența între succes și eliminare, Strategia și abilitățile sociale devin elemente cruciale pentru supraviețuire. Discuțiile aprinse și analiza profundă.